Ați văzut unde e momentul, da? Momentul este că are un control cu o mână asupra mâinii mele, o slăbește ca să continui cu a doua. Acela e momentul. Unu, da? Uite. Foarte ușor. Foarte ușor. Și am să facem foarte ușor ca să puteți vedea exact mișcările. Ce vedeți ce înseamnă copiul fond, da? Copiul fond, ca exerciții de respirație, noi să-l vom folosi acest principiu la făcând un procedeu care se numește copiul nac. Copiul nac e folosit principiul copiul fond. A face respirație, a face actul respirator. A inspira, a expira, da? 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 Am făcut aceste mișcări pentru că ele se vor regăsi în procedură. Dacă v-aș arăta din afară cum face drumii. Catatetorii, hai, hami! Ia cu hanii. Iau de tori. Da? Iau de tori. Iau de tori, da? Da? Mai încet, da? Deci. Hai să mai încercăm o altă. Ia mi-e. Deci, catate rioditorii, da? Deci. Da? Este doar o trecere, da? Nu este acest lucru, este altceva. Este altceva, da? Este... Da? Chiar cu armii. Da? Deci... și explozia chiului meu prin expirație, aceste două mișcări, aceste două părți componente ale procedeului, reprezintă actul respirator. Inspirația și expirația. Da? Deci nu pot să inspir și să expir. Nu se poate. Da? Deci inspir, expir, arunc, da? Expirația este o explozie. Efortul meu maxim este pe expirație. Asta se folosește în copiul nac. Și una din formele cu care sunteți obișnuiți, da? Dar n-ați făcut-o ca atare, ca copiul nac, ci doar ca exercițiu de armonizare cu partenerul, este copiul nac din rioditori, da? Deci, unu. Da?
acțiunea este aceasta, formește aici, da? Pe nervul radial, da? Sus, da? Au! Da? Revenirea mea înseamnă de galani, da? Dar se poate face și așa, da? Da? Ca la Udeosaie, ca la Cotemaoași, da? Da? Au! Nu este complicat, nu? Ușor, da? Fac spate pe pentru că el are mâinile. Thank you.
E rezistentă la un concoiere. Da? Dar asta, având această articulație și această articulație, când este firesc destins, da? Firesc în sensul că nu este acționat pe această direcție, da? El se poate mișca având foarte multe grade de libertate. Ceea ce pe mine mă ajută în anumite procedee, unde amintesc că aparatul să se îndoaie, cu deoxaie, poate m-au acela. Alte procedee nu. Interesul meu este ca acest braț să nu se îndoaie. El se comporte ca o bară, da? Elastică, da? Dar până la o anumită limită. Așa este și aici. Ca toate storii ai hami, da? Da? Brațul este torționat. Acum, orice mișcare... Da! Simte imediat, da? Nu, dar să nu-ți la fel se întâmpla pe asta, dacă știam așa, da? Aici aș putea îndoi brața, acum, da? Suntem drum. Dar să putea îndoi pe dacă la zindam așa, da? Și în nu-mi reușea procedeu, da? Și atunci, ideea este că... Direct, da? Efectul este alt, da? Se transmite în dreptul care nu se poate îndoi, da? Exact pe același lucru se vede, da? Da? Deci... Da, cedarea brațului, da? Da? Dacă întind brațul meu, da? Au! Dacă la pui de aici, nu-ți mai poate îndoi, da? Dacă la pui de aici, îndoai, da? Deci, depinde ce am de făcut, da? O forță, o acțiune dură? Da. Deci, o acțiune mai moale, e aici, da? 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 Deci, dar să-mi nu rămâne aici, pentru că nu pot, da? Deci, eu am intrat, da? Sau forma dură. Ah. Ar fi ce este o pulge, da? Ah. Da? Ah. Forma moale. Hai, hai. Uai!
suprafață foarte mare a atacului lui, da? Da? Deci chiar dacă mai mici când dovați că astea, sunt șanse să mai lovească, da? Pentru că e o suprafață foarte mare, da? Deci, ați văzut că eu întotdeauna vezi că atacul de cuțit în această formă, da? Această formă fizică, da? Ca o linie în fața lui, da? Da? Apoi în poziție. Da? Cheia de cote mauașii. Da? Da? Sus! Nu se poate ridica, da? Da? Da, este în mâna mea. Da? Da, deci sus. Este cote mauașii. Nu uite, da? 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 Fii jos. Ia-o aia! Jos, 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 jos aici. Până el, da? Poți mai lasă brusc jos. Da? Deci este blocat. Sus! Hai, ușor. Vedeți că este foarte dură. Dar trebuie să fie răsucită. Lateral, 4.
5, 6, 7, 8, 10. Pe fotul, hai. Foarte mare pricepere, deci am manevrat pe baston, da? Dar fără să lovesc nimic și fără să mă apăr de nimic, da? De asta, o poate face oricine are mâinile agere cu asta pe asta. Nu uitați însă că în toate aceste mișcări, acestea sunt mișcări de luptă, da? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, da? Mișcări de luptă, da? Lovesc, da? Lovesc, da? Parez, lovesc, lovesc, parez, 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 da? Lovesc, da? Toate sunt mișcări de luptă, da? Nu e doar așa, da? Chestiile astea. Nu. Pa, da? Încerc, parez, da? Pa. Să-ți dai repiri, da? Asta e un exercițiu de dispersie a atenției, da? Da, deci, eu lovesc pe partenerul, dar de două ori, el lovește de două ori, da? Unu, doi, da? Unu, doi, doi, unu, doi, unu, da? Deci nu, nu mișca altă decât cu ritmul în care s-a venit, da? Deci, unu, doi, da? Unu, lovește cum vrei. Unu, doi, 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 unu, deci partenerul lovește tuchi întâi, da? Vedeți? Da? Acum. La cea cu contai și la bache, da? Deci, nu așa. Da? Deci, 1, da?
Insult. Deci ce se întâmplă aici, da? Un, da? Hai, continuă mișcarea, da? Deci, mișcarea e foarte seacă, fără să fie foarte amplă. Pentru că bastonul s-a schimbat, în momentul s-a schimbat, e centru de greutate, da? Da? Deci, un, da? Uitați-vă, da? Dar știe că el spune din mână, da? Nu poate ține, da? Eu nu vezi poate. Tentorul e foarte bună a bastonului, care are inerție, da? Și de faptul că eu sunt dispus să mă dispensez de el oricând. Eu nu țin la bastonul, nu mă lipesc de el, da? Da? Da. Pentru că el, da, asta, e mișcarea asta care e foarte amplă și care lovește foarte tare, da? Deci nu așa, nu lovesc cu brațele, da? 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 Deci nu cu brațele, da? Da? Prima dată pot să fac treaba asta, dacă vreau, da? El se mișcă, nu doresc eu, da? Lateral, de jos în sus, de sus în jos, lateral, de jos în sus, da? Fac, da? Funcție de atacul partenerului, da? Deci, de 20 km. 1, 2, da? 1, 2, da? Nu așa! Nu așa, nici așa, da?
faină, da? Tehnic de mână, da? Da? Deci el lovește, eu nu știu când lovește și cum lovește, da? Ce-am făcut? Da? Da? Deci pastonul se lungește cât am nevoie eu, da? 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 Asta lucrez, nu? Da? Da? Deci, dacă e aici, da? Dacă e mai aproape, lovește, urmă să ai lucrurile, da? Aproape, da? Uite, da? Da? Deci, se mișcă aici. Eu nu mă apăr așa, da? Nu mă apăr așa. Și așa. Nu. E greșit așa. Da? Una. Două. Unu. Opa. Da? Această armonizare cu mișcarea lui este foarte importantă, da? Deci dacă eu vă dau pastonul ca vibră cu o bâtă, da? Nu se va putea face acest lucru, da? Uite. Da? A doua lucru. A văzut? Ce-am făcut aici, da? L-am ridicat aici, da? Și urmează de a doua lucru. Uite, sunt înaintea lui. Asta pentru că pașonul se l-am reglat, care se reglează, da? Uite, unde am zis până asta? Lângă cealaltă, da? A doua lovitură, da? Iar e aici, da? O lovitură. Deci, pașonul visează, da? Da? Deci, ce am început în antrenament? Hai. Deci, presupune că vor fi niște atacuri în linie și apoi va încerca să mă urmărească, nu? Deci, da? Amint aici, da? 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 Deci, eu tot timpul trebuie să mă mulez după situație. Niciun caz nu pot rămâne aici și fac țăr, fac. Cum se face, da? Da? Deci, una, două, trei, patru. Da? Mă mulez, da?
Pentru că mișcările mele l-au... l-au dus la, la, la distanță, da? Deci, un... Da? Aici, da? El poate cum să-l lovească, ori lateral, da? Ori, ori și o menuție, da? Deci nimeni nu lovește pentru să schimbe direcția așa. Deci ceva trebuie să fiu pregătit, da? Unu. Doi. Trei. Da? Deci de atacului, tot ca lovitură, da? Unu. Doi. Trei. Încerc. Învățăm să ne mulăm la diferite situații, da? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Practic, mă poate lovi. Da? Sigur, mă pot șerpi, acesta pot înainta. Dar această mișcare este un bun antrenament, da? Da? Deci, 1, 2, 3,
Deci, nu-i permit. Bastonul este mai lung decât sabia mea, da? Sabia mea, să spunem, taie mai bine decât bastonul meu. Fiecare are un avantaj, da? Pe care trebuie imediat anihilat. Avantajul lui este că bastonul este mai lung decât sabia, da? 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 Când schimbă, da? Sabia mea a intrat aici, pentru că manevra ei este mai facilă decât bastonul, este mai directă. Da? Deci va fi cu sabia, va fi foarte greu la un șomen lung și să mă apăr, da? Cum mă apăr cu bastonul, da? Să intru aici. E greu, da? Bastonul ajunge înaintea mea, de acolo. La capul meu, da? Da? Așa atunci? Da? Asta se face cu bastonul, da? Da? Nu-mi permit să-l blochez, da? Să intru aici, da? Pentru că e târziu. El a ajuns înaintea mea. Bastonul i-a basculat și mă arunc în capul el. Da? Deci este foarte important acest lucru. Să pot să-mi desfășor apărarea, funcție de cât de dotat sunt și cu ce sunt dotat, da? Încă o dată spun, da? Deci nu o să pot face niciodată în treaba asta, da? Pe care o știți foarte bine de la sabie, da? Decât dacă mă întind foarte tare, da? 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 Ceea ce este complicat. Trebuie să fie într-o poziție dezechilibrată, sau ușor de dezechilibrat, da? Orice lovitură cu acasate mea cu bastonul meu smulge din mână, laterală, da? Laterală. Nu. De acolo, în poziția aia, laterală. Da? Deci sunt aici, da? 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 Deci... Bastonul îl ține la distanță, da? Lovește. Da? Da? Bastonul este mai lung atunci. Atunci, ce să spuneam, da? Sabia nu permite să mă apără ca și cum aș juca un bastonul meu. Da? Deci, o parare, da? Da? Trebuie să mă apropii. Cum da? Bun. Atenție! Trebuie tot timpul, dar să pot să îmi regres distanța cel mai pe care ne învățați de la tehnicile de mână, da? Și cu ajutorul armei, da? Dacă voi intra aici, va fi periculos, da? El nu mă va lăsa să ajung aici. Da? De asemenea, nici aici, da? Nu este pentru cel care atacă o poziție bună, pentru că va trebui să facă niște pași ca să atingă, pe partener, da? Deci, sigur că automat fiecare ajunge în poziția în care poate controla, da? Poate controla un atac, da? Și poate lovi, poate ataca la rândul lui, da? Da? De asemenea, da? Aici se poate bloca, da? 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 Deci. Vezi? Urmezi al doilea pas, da? Mișcările astea în care eu, tot timpul, încerc să-i controlez sabia, nu au rol doar să mă apere, da? Ci să-mi permită un atac imediat, da? Da? Deci. Da? Stai seama, că nu? Tuchi, da? Tai să facă pe care îl fac eu, da? Nu pot intra așa, da? Da? Deci...
Deci aceasta spuneam despre mișcările ca și dacă mișcările foarte sec, da? Mișcări de tai sabatici. Asta mai în momentul ăsta am terminat. Dacă sunt din așa, da? Eu nu pot, pe timpul să merg cu mâine așa, că poate poate lovi și cineva, da? Nu se poate cu fizică, da? Nu? Da? Mișcarea trebuie să fie cu economie la sabie. Nu trebuie să fac, da? Această treabă, da? Deci mă întorc greu, da? El se face înaintea mea și lovește, da? Da? Continuă, da? Nu, da? Ești până aici, da? Continuă mișcare, da? Nu, continuă mișcare, că acum este o mișcare continuă, da? Da? Deci asta este ideea, da? Când sabia lui, da? Scurge. Surprinze, da? Dar nu poate să lovească, da? Da? Acum apare, da? Acum apare, da? Acum nu poate, da? Acum nu poate. Că ai continuat, da? S-a terminat controlul de spate, care el ar putea să bat scolii de sarsalie, da? Dacă e aici, îl poate bat scolii, da? În capul. Da? Dacă e aici, de asemenea, da? Aici în genul, da? Aici în genul, da? Aici în genul. Continuă doar pe spate, da? Este foarte important acest control al spatelui din jurul meu, da? Pentru că, sigur, cât timp am făcut cu bochenul care ia din lemn, nu mi s-a părut nimic special, da? Deci, domnule, ce? M-a prins de nicio nenorocie, da? Aici, însă, da? E important. Foarte important. Da? Ha, totdeauna înspre gardă, chiar dacă e stângaci. Da? Da? Deci, mâna asta, da? Folosește ca să basculezi sabia, da? Da? Și mâna stângă stă chiar pe capătul sabiei, da? Degetul mic, da? Țin loc cu degetul mic și următorul, da? Astea rămân libere, da? Deci așa te ținută sabia, da? Cu degetele mici și următorul cel mic și cu ăsta mare, da? 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 Deci nu așa, da? Ci așa, da? Mâinile cât mai, da? Ca și cum ar țâșni din seica noi ten, da? Prin lama sabiei ar țâșni energia, da? Chiul, da? Asta este poziția, da? Spate drept, da? 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 Bun. Acum, loviturile se dau corespunzător aceste prize, da? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 din mine, da? Da? Da?
Deci, în mod normal, în momentul în care simt că se întâmplă ceva, da? Da? Mișcarea mea este aceasta, da? Deci, sabia este aplicată cu garda în jos, da? Și degetul meu mare o eliberează. Da? Asta este prima mișcare. Da? Da? Nu poate să iasă imediat. Deci, în mod normal, ea este fixă, nu iese, da? Așa, da? Da? În momentul în care simt că există oarece pericol, da? Ea se îndreaptă și degetul mare, da? O controlează, da? Da? O poate lăsa, da? Să iasă sau să nu iasă. Da? Foarte important. Bun. A doua lucru este că trebuie ca mișcările care se fac ca să degajez sabia, trebuie să-mi permit o degajare rapidă a sabiei, da? Fără ca eu să o pierd prea mult timp, da? Da? Deci... Da? Am făcut un pas, sabia a ieșit mult din cingătoare, da? Da? Și acum, ducând teaca înapoi în cingătoare, da? Ea a ieșit. Da? Deci este greu, o dau, uite, mâna mea nu e suficient de lungă, da? Da? Da, pe când așa, da? Aici cum e, da? Deci să facem această mișcare împreună, da? Sabia nu se gândește în ceacă, da? Acum am scos greu, da? Deci trebuie să intre, da? Ca și mi-ar părea rău cu el. Da? Asta se este mișcarea, da? Deci că este lent înapoi, pentru că posibil că nu se vine rău sus, da? Poate dispoate și așa, da? Da? Deci eu nu trebuie să depind de modul în care mă apuc cu sabia și cu mâinile, da? Aici n-am un somit, da? N-am un să fac această mișcare, da? Da? Deci această mișcare care îmi permite, da? Să ajung mai puțin prezentă în poziție de rușcă. Sigur că este o scoatere a sabiei, da? Este o parte, da? Hai să vezi înainte, da?